astăzi este o zi liniștită, așa că m-am gândit să-mi sun câțiva dintre prieteni să le fac un prank să le testez nervii, așa, la mișto, de plictiseală așa. Dacă vă întrebați cum mi-a venit ideea asta, e că mi-a venit telefonul nou azi și știi cum e când îți vine un telefon nou, vrei să faci cât mai multe chestii pe el, că ți-e drag, știi ce zic? Mama, am emoții, ești nebun, la cap și că-s copil de la de urmează să fac o prostie și am emoții și ce zic, vreau să iasă bine. Dacă ies bine, râdem rău, da. Bine, acum să am și haz, știi cum e, că dacă nu e haz... Vreau să-l sun pe Velea să-i zic. Bă, lui Velea, vreau să-i propun o idee proastă. Știu că a făcut Shelly la un moment dat niște vloguri, propun idei proaste youtuberilor, nu știu ce. Eu vreau să-i propun și eu lui Velea o idee proastă. Lui unchiu. Mamă, ce emoție am, bă, ce-mi place, ești nebun la cap, ia să-l sunăm. Cum ar fi să nu-mi răspundă nimeni mânca bășcură voastră? Ai accesat mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj. Bă, ce mi-era cel mai frică, mâncați și gura ta. Îl sun pe Shelly. Pe Shelly cred că o să le enervez mai mult decât o să râdem. Ia stai așa un pic. Sper să-mi iasă. Ia. Și dacă nu-mi răspunde nimeni, nebunesc. Ca să știți. Cel mai reușit vlog. Cel mai reușit vlog ăsta, ești nebun la cap. Cum ar fi să sun toate persoanele efectiv și să nu-mi răspundă nimeni în viețile mele? Că eu deja intru în panică, deja intru în depresie, ești nebun la cap. Bă, mă sună Shelly, mă sună Shelly, mă sună Shelly. Viața mea, ce faci, mă? Te pun, te uite, îți fac, uite, în pat, am ajuns și eu acasă de la munte. A, ia uzi, ai fost la munte, am văzut ceva pe story-uri. Bă, te-am sunat să întreb ce faci, mă? Cum ești? Cum să fiu, multe ori, sunt foarte bine. Da? Foarte bine. Oh, da, ia-o-s, frate. Acum așa, un pic, dar sunt bine. Aha. O să mă odihnesc că mâine am treabă multă dimineață. Da, am înțeles. Am înțeles și eu am avut azi o zi de... Vai de capul nostru. Da. Da. Mulțumesc de telefon. Cu mare drag, deci ești bine, nu? Da, da, toate bune. Bombă, frate, mă bucur. Mă bucur să te aud că ești bine. Și eu mă bucur că marfă, frate. Bă, da, sigur ești bine, mă? Că eu de-aia te-am sunat, gen, că nu te sunam așa de prost. Sunt foarte bine, Teo. Da? Bine, da. Da, bine, bro, că eu de la un timp te-am simțit, nu știu, mai ciudat așa și de asta, să te întreb dacă ești bine. Bă, nu știu, așa am simțit. Am văzut și o știre cu tine, gen ceva, că te-au arestat ăștia, că nu știu ce, dar am zis să te sun, să te întreb. Da, așa ai văzut o știre, nu? Serios, mă, gen nu ți-a apărut? Nu, nu mi-a apărut, nu. Arestat? Stai așa că îți trimit. Ia, trimite. Păi trebuie să văd dacă... Deci tu, per total, ești bine. Foarte bine. Bombă, frate, mă bucur mult. Era excepțional în sus. Talent. Mă bucur, mă, că ești bine. Da. Sper să fii bine. Trimite-mi știrea, frate. N-am, mă, știre. Dar sper că ești bine. Sunt bombă. Mamă, ce bine sunt. N-am mai fost de mult așa bine. Dar ce ești sau ce... Nu se la... E vlog de la cu prank-uri cu telefoane, dar nu mi-a răspuns nimeni, mâncați și gura ta. Spune cum e duminica, bă, vezi? Și eu prost, Da, vezi, eu băiatea am sunat înapoi. Mă gândesc, eu cred că reprogramez. Dar tu per total ești bine. Am început bine cel mai tare vlog pe care l-am filmat până acum. Mâncați aici gura ta. Mă sună Velea, viețile s-a terminat, mă sună Velea. Doamne ajută. Alo, unchiul meu, ce faci? Te pup. Bine, puiul meu, tu ce faci? Uite ce să fac pe acasă, stăteam. Mă gândeam la chestii, că e duminică, n-am nimic de făcut. Tu ce faci, ești bine? Foarte bine, da, am venit de la treabă, am luat acum pe nevastă mea de la aeroport. Ah. Și mă duc la studio, că mă petrec un pic astăzi cu băieții. Ia, auzi, foarte bine. Fii atent de ce te-am sunat, mi-a venit o idee tare rău de tot. Știi că eu am brandul ăla al meu de haine, The Power of Smile? Nu știu. Am făcut eu un brand de haine la un moment dat și pe spate era Buddha. Și am făcut cumva 200 de bucăți și fiecare bucată este diferită. E făcută hand painted și așa. A mers foarte bine și voiam acum să lansez o colecție de underwear, gen, știi? Și cumva ca să fac și un material de ăsta de promo care să prindă și să creeze controversă și așa, voiam să ies eu pe stradă cum ar veni îmbrăcat doar în underwear și să fac un de la slow-mo, așa, știi? Și cu reacții de la oameni și așa. Și eu știi că sunt mai slăbănog, așa. Și voiam să te iau cu mine, unchiu. Bă, cum sunt
formă, greșit din formă. Bro, arăți bine rău de tot, cum adică? Arăți bine rău, ce dracu, te mint, ești nebun. Dacă o să mai faci pe viitor, fac cu tine cu drag, ești nebun. Gen, mă gândeam, știi ce, mă gândeam că e tare gen să fiu eu mic, tu mare așa, îmbrăcați amândoi în kilos pe stradă și... Gras, gen, nu sunt în formă, nu te mint, sunt ieșit din formă, am nevoie de o lună, două să intru în formă. Eu îți respect decizia în totalitate, mă gândeam că se vede bombă rău de tot, noi în slow motion și pe piesa aia, fake-urile astea, mă invit, știi ce zic? N-am treabă, îți las piesa să faci, fac cu tine, cu tricou, dacă vrei, fac ce vrei tu cu ăsta, de, le-ai făcut sau... Bă, te ajut cu tot ce pot eu să te ajut, doar că acum... Băi, unchiule, deci eu, mie mi se pare incredibil cât de tare ești, cât de bun ești la suflet, că voiai să mă ajut cu asta, dar gen, eu ți-am propus o idee proastă, ești pe filmare acum, eu îți făceam o farsă cum ar veni. A, da? Ești numărul 1, jur. Ce panorama ești. Dar mă fac oricând vrei tu cu tine. Îți dai seama că n-am de gând să fac, m-am trezit eu, te auzeci să fac underwear, ești nebun la cap, m-am blot o razna, ce am. De ce nu ți se pare tare, mă, asta cu tricourile ai sau n-ai? Bă, asta cu tricourile am, tricouri am, hanoraci am, dar underwear nu știu, nu m-aș vedea eu să fac underwear, eu. O secundă m-am gândit că ai făcut. Frank, adică pe mine poți să te bazezi la orice, tu ai fost știu. Cu mine și fac orice pentru tine, să știi că ai idee. Apreciez mult de tot. Ne drag rău de tine, copiii mei sunt îndrăgostiți de tine, le-ai foarte, foarte drag de tine, îți aud vocea în fiecare zi. Și eu, și eu pe voi, și eu pe voi, puiilor. Deci, stai așa un pic, eu propun o idee proastă și e de fapt cumva bună. Bă, fiți, ideea asta, când m-am gândit la ea, eu ești nebun la cap să lansez eu Teo 10 kiloți, să merg pe stradă eu în kiloți. Ce mă, ești nebun, mi-a dat mintea peste cap. Deci, mi-a dat mintea, eu ce prank-uri fac, băi, astea-s prank-uri ce fac eu sau... Nu înțeleg nimic din video ăsta, înțelegeți ceva? Lăsați-mi în comentarii, am nevoie de ajutorul vostru. Îl șterg? Îl șterg sau îl las? Îl șterg clipul acum? În orice eventualitate, viețile mele, mie pe The Power of Smile mi-au rămas câteva produse din colecție și din recunoștință față de voi, vreau să lansez o reducere de 40% la tot ce mai este pe site. Știu că din șepși nu s-au dat foarte multe, știu că mai sunt și cămăși. Intrați acolo și vedeți despre ce e vorba, dacă e să vă placă ceva, dacă ați vrut atunci și nu ați prins ocazia sau așa, sau mai știu eu ce. Acum este reducere de 40% pe întreg site-ul până se vor vinde toate produsele. Trecem la următorul. Sper să fie mai... Știi ce zic? Încercăm acum să-l sunăm pe Rafa. Să vedem dacă îmi răspunde. Păi Rafaelis. Nu înțeleg dacă am reușit să-l sun sau nu. Până dă un semn Rafa înapoi, îl sunăm pe Danu, ia. Accesat mesageria. Așteptăm, mă sună. Ce fac puiul meu frumos? Ce sfat era la bucătărie, n-am auzit telefon. Astea sunt scuzele tale. Știi cum e acum. Da, eu știu cum e. Bă, și de ce te-am sunat? Ce crezi? Am fost acum câteva zile la un seminar de ăsta de spiritualitate gen. Voiam să vorbesc cu tine, am aflat ce înseamnă să fii creator de conținut din punct de vedere spiritual. Ești nebun? Cum vine? Păi, tu nu știi? Nu. Fii atent, gen, ai văzut apa cum curge, gen, și se reflectă soarele în ea dimineața? Ok. Așa, fii că e tare rău de tot chestia asta. Ai văzut când stai pe stradă cum adie vântul și îl simți pe față? Ok. Ai văzut cum murmură copacii în răcoarea serii și cum frunzele se aștern ca un covor să calci pe ele și cum acest foșnet al frunzelor se bucură, oameni și fluturi, păsări călătoare pleacă în țările calde, ciripindu-și cântarea bucuriei, ai văzut puterea cascadei, ai văzut toate lucrurile astea, când ai grijă de un copil, gen, și ți-e drag de el, știi, toate chestiile astea îți trezesc un sentiment. Am cascada acasă, mă, că tot ce mi-ai zis tu aici le-am. Nu mă, fără mișto te întreb. Da, mă, zi, unde vrei să ajungi? Păi, gen, știi, toate astea le-ai văzut, nu? Păi m-am mai întâlnit cu unele de... Da, păi... De-aia nu știi, mă, că te uiți la toate cărările și nu filmezi nimica. Ce boi. Dar mă așteptam să zici tu. Până aici faci cu timpul tău. Aoleu, Doamne! Am primit și eu telefon și mi-e drag de el și am zis să filmez și eu prank-uri cu la telefon și ce zic că mă gândesc eu. Mai omorât, mai băgat pe cascade, mai zic de vânt, mai întors. M-a auzit și Carmen? E și Carmen, era aici. Ce are mă ăsta nebun?
Mă sună Rafa. Mă sună Rafa. Bă, ce trebuia să-i zic lui Rafa, mă, că am uitat, mâncați-a și cura ta. Alo? Alo? Salut, salut. Salut, ce faci, mă, Rafa, de când nu te-am mai auzit? Te pup. Uite, puneți ce video clipuri, că urmează să plec în țară. A, ia uzi, bombă, bombă. Felicitări, bravo, distracție plăcută. Eu ce să fac pe acasă, frate, duminică. Stau, mă gândesc la chestii. Da, voiam să văd, voiam să văd ce mai faci, că nu te-am mai auzit de mult. Urmează să plec, asta e faza. Țaca, paca. Ia uzi, frate, bravo. Ce crezi că mi s-a întâmplat azi? Ești nebun la cap? E o femeie aici de face curat la noi la complex și zicea că nu și-a mai primit pensia. După aia zicea că dacă se duce acasă o bate bărbatul, dar bine. Eu nu știu de ce să zic de bărbatul ăla că o bate. Eu cred că exagerează și ea, știi? Dar știi cum e, e frică. Și dacă se duce acasă și o bate ăla, e aiurea. Clar. Da, e nasol. Așa e și cu ăștia. Dar nu știu, în locul ei plecam, naibii, ești nebun la cap, stau să mă plâng la lume. Mă duceam la poliție, făceam ceva. E complicat. Da, că se întâmplă, știi cum e. Dar și ăla ești nebun la cap, s-o ameninți așa că nu și-a primit pensia. Aiurea. Da, pensia, dar chiar mă, tu ai auzit, pensia asta se dă greu? Nu știu, nu, chiar n-am idee. Da, nu știu. Și-o da rău oricum. Aiurea. Mă rog, să fie la ea acolo. Că vrei să mă suni sau? Da, da, vreau să văd ce faci. Ah, ok. Mm. Da, păi mă pregătesc să filmez niște videoclipuri aici, să am mai multe de filmat, ca să am pe mai multe zile. Ah, am înțeles. Păi bine, nu te mai ține atunci. Doar că cu asta nu știu ce să zic să fac. Cred că se duce la bărbatul acasă, nu știu. Ăla e un nebun. Da, ciudat. Bine, Teo, hai că ne auzi din cap și ești. Bine, Rafa, iartă-mă, frate, am făcut prank. Filmez acum, am sunat mai mulți youtuberi, gen, și le-am zis efectiv niște prostii. Ai fost că n-avea niciun sens ce ziceam, gen. Bă, spre final m-am gândit că vrei să-mi zici ceva, știi, dar după aceea, spre final m-am gândit, bă, cred că face video, nu știu care face. Ori a nebunit, ori face video una din două. M-ai întrebat dacă îți dau pensiile greu, zic, și n-ai, mă, nu se le... Bă, Rafa, iartă-mă, bro, că știu că ai treabă, iartă-mă că te-am deranjat. Bă, nu se poate, ești de bă, da, bine, te oai. Bă, da, mă, întrebare, eu ce făceam, mă, dacă mă suna efectiv așa unul din neam și mă ținea și îmi povestea de ceva și n-avea niciun sens ce ziceam, măcate. Oricum, Rafa e un băiat de nota 10, ești nebun, e simțit, e, da. Dar până la urmă tot s-a eschivat, uite, eu nu cred că puteam să fac asta cum a făcut Rafa acum, gen, să mă expedieze așa. Eu nu cred că aș fi putut să fac, da, bine, hai că nu știu ce, nu pot, eu n-aș putea, dar respect lumea care face chestia asta, deci respect maxim. Sper că v-a plăcut clipul, mă, pup, frate, aveți grijă de voi. Și ne auzim la următorul, nu uitați de un like, share, subscribe și nu uitați de 40% reducere pe thepowerofsmile.ro acolo. Vă pupi, aveți grijă de voi, pa, pa!